Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat faptul că vor începe lucrările de modernizare a stadionului Areni. Se va monta instalația de nocturnă și, de asemenea, va fi realizată parcarea supraetajată, care va fi corp comun cu noua peluză a stadionului. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a felicitat echipa suceveană de fotbal Foresta pentru meciul jucat și a declarat că va achiziționa o nocturnă pentru stadionul Areni, studiul fiind realizat precum și devizul general. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1 milion de euro. Mergând mai departe, în primul rând, felicitări echipei Foresta, care, mă rog, s-a comportat onorabil, chiar dacă a fost eliminat în Cupa României. Sigur că cineva mi-a reproșat, domnul primar, nu va ieși nimic din ce v-ați rugat. Eu m-am rugat bine, m-am rugat să fie meci frumos. Și a fost. Închipuiți-vă ce s-a întâmplat, dacă trebuia să mai închiriem o dată, nu, asta, nocturnă. Ca atare, de această dată, nu mai lăsăm lucrurile așa cum... M-am rugat să fie bine, și a fost. A fost un joc frumos. Da, mergând mai departe, deci avem aprobați indicatori, avem pregătiți indicatori și vom intra încă din luna noiembrie și vreau să licitez această nocturnă, așa cum am spus, este de râsul lumii să nu avem o nocturnă la stadionul la Suceava. Ca atare, avem făcut, mă rog, studiul este făcut, devizul general, valoarea totală pentru nocturnă este de 6.347.730 de lei, ceea ce înseamnă 1.335.522 de euro. Ca atare vom aproba acest indicator în ședința din luna noiembrie, vom scoate la licitație și eu îmi doresc ca până în primăvară să avem o nocturnă definitivă. Edilul Sucevei a mai menționat că stadionul Areni va fi modernizat, iar proiectul este estimat la 2 milioane de euro. Montarea nocturnei la 1 milion de euro, iar realizarea parcării supraterane va reprezenta un proiect în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Modernizăm stadionul Areni. Sigur că aștept să merg cât mai repede la București să promovăm sala polivalentă. Vom moderniza stadionul Arenei în faza în care este el. Voi prinde pe bugetul anului viitor suma de 10 milioane de lei, 2 milioane și ceva de euro, în așa fel încât, sigur, el, o parte din peluză vine modernizată odată cu parcarea supraterană care facem aici la stadion. Să vedem ce putem, ce consolidare, lucrări de consolidare, de schimbare de scaune. Eu zic că cu această sumă se poate face un stadion cochet. El arată destul de bine la nivel de iarbă. Până mai face, hai ca să fim realiști, nu cred că o să ne dea bani la guvern să facem sala polivalentă și stadionul în același timp. Ca atare, sala polivalentă merge mai departe cu ea pe guvern și eu sper ca și vreau să fiu sigur că anul viitor va fi prins, voi merge la București, să fie prins în bugetul pe anul 2020, la finanțare sala polivalentă care este gata acolo, să la așteptare, iar stadionul să-l modernizăm, actualul stadion, care, eu vă spun, gazonul este foarte bun, noi deja am făcut lucrări interioare pe acolo, pe la grupurile sanitare, pe la sisteme de încălzire. Deci eu zic că cu 2 milioane de euro putem să facem cât de cât un stadion cochet în actualul stadion și sigur în măsura în care lucrurile vor evolua așa cum ne dorim și sperăm să ajungem în Liga a doua și de ce nu mai sus, mai putem interveni să-l mai modernizăm.